Revenim din nou pe tărâmul medicinii și al cercetării medicale și voi încerca să pășesc spre viitorul ei, uitându-mă nițel în trecut. Încercăm să definim cât mai exact imunitatea, dar e o sarcină destul de grea, pentru că orice substanță chimică non-proprie organismului care pătrunde generează un răspuns imun. Fie el o chimicală simplă, parfumul unui coleg, fie o noxă din jur, toate astea pot genera un răspuns imun. Răspunsul imun, așa cum încerc să vă conving, este de fapt și de drept o problemă personală a fiecăruia dintre noi sau a fiecărui vertebrat care se confruntă cu o infecție, se confruntă cu cancer, se confruntă cu o substanță chimică invadatoare care îi schimbă homeostazia. Și problema asta este probabil cel mai bine reprezentată prin imunitatea specifică. Imunitatea are două tipuri de reprezentări la nivelul vertebratelor superioare. E vorba de imunitatea nativă, cea care este generală, de tip macrofage, de tip celulelor polimorfonucleare, cele care înglobează fără prea mult discernământ agenții infecțioși sau agenții invadatori, și imunitatea specifică sau imunitatea adaptativă, având drept elemente celulare de reper, limfocitele. Sunt două tipuri de limfocite, se numesc limfocite fiindcă sunt prezente în sistemul limfatic, precum și în cel circular, și sunt de două feluri. B de la bone, de la celule din măduva osoasă, care sintetizează anticorpii, în partea din stânga, în verde, iar în formă de Y este o reprezentare schematică a unui anticorp. Cei dintre dumneavoastră care nu sunteți familiar cu subiectul, anticorpii sau imunoglobulinele sunt de fapt forma ușoară, forma circulantă care neutralizează formele solubile a agenților invadatori. În partea din dreapta e vorba de limfocitele T, de la timice, și aceste limfocite sunt cele care duc lupta corp la corp celulară, între celule, cum ar fi, spre exemplu, celulele infectate viral sau celulele canceroase. Acum, este foarte important să menționez de ce imunitatea este un business personal, e al fiecăruia dintre noi. Și anume, deși ne naștem cu un set de gene care sunt moștenite de la părinți, cu toate astea, răspunsul imun se dezvoltă de fiecare dată și cu fiecare infecție pe care o facem. Și asta vrea să spună ideea de a învăța pe cont propriu și de novo. Deci de fiecare dată când avem o infecție gripală, spre exemplu, dezvoltăm proprii noștri anticorpi. Și apare aici o problemă fundamentală în imunologie. Cum e posibil cu o zestre genetică limitată să poți dezvolta un număr de receptori moleculari atât de variat? În decursul unei vieți, un vertebrat întâlnește miliarde
de agenți invadatori, în termeni tehnici numiți antigene. Ei, totuși, zestra genetică este limitată și cu toate astea, variabilitatea imună ajunge la așa numitul repertoriu de aproape 10 la 11 tipuri de celule cu receptori specifici. Ce vreau să zic specifici? Fiecare celulă are un receptor pentru anume antigen. Problema este, deci, că aceste celule trebuie să învețe să lupte. Și învățarea se face prin fenomenul de recombinare somatică sau recombinare VDJ. Este de fapt și de drept cheia, esența temei mele de cercetare. Reacția de recombinare somatică presupune faptul că deci porțiunile variabile ale receptorilor imuni, fie ele receptori de tip limfocit T sau imunoglobuline, deci vorbim numai de porțiunea variabilă a lor, cea care leagă și care răspunde la antigen, nu este prezentă de la început în formă funcțională, ci ea este prezentă sub formă de segmente, așa cum le vedeți în trei culori, aici lanțul, e vorba de porțiunea variabilă a lanțului greu a imunoglobulinelor și poartă denumirea acolo de V, D și J. De aceea recombinarea mai poartă denumirea și de VDJ recombination. V de la variabil, D de la diverse și J de la junctional. Numai din punerea împreună a celor trei segmente din formă contiguă, deci cum sunt dispersate, într-o formă, așa cum e orientată jos aici, într-o formă continuă, se produce o genă funcțională care este răspunzătoare de porțiunea variabilă a imunoglobulinei. Deci este un fenomen stocastic. În V-urile, spre exemplu, în genom uman, pe cromozomul 14 sunt în jur de 45 de segmente, D-urile undeva pe la 23-25, variază de la individ la individ, și J-urile sunt 6. De aceea, folosirea acestui repertoriu duce la un arsenal aproape nelimitat de anticorpi. Aici este o reprezentare un pic mai schematică a diferențierii limfocitelor B, deci cele care secretă anticorpii și care ne explică în mare faptul că variabilitatea răspunsului imun se bazează pe trei lucruri esențiale, și anume există o variabilitate combinatorială, și anume ce anume segmente V, D sau J sunt folosite pentru recombinare, după care, așa cum ați văzut, anticorpul are două tipuri de lanțuri, grele și ușoare, deci același repertoriu se întâmplă și la lanțul ușor și la lanțul greu, și nu în ultimă instanță apare o maturare prin mutații. Deci anume segmente din genele recombinate sunt supuse mutații. De ce vă spun toate acestea? Ne întoarcem un pic în urmă. Segmentele, pentru a fi rearanjate, recombinate, sunt tăiate de o altă recombinază, nu e vorba de CRISPR, de care ați auzit anterior, e o recombinază proprie. Nouă, forfecuțele astea moleculare poartă denumirea de RAG sau Recombination Activating Gene Protein, cu care noi lucrăm zilnic în laborator. RAG sunt proteine pe care noi le punem la treabă și treaba lor este să taie specific aceste segmente, după care să le alinieze, să le pună împreună. Vreau să vă conving că decizia
unui răspuns imun bun, dacă răspunzi bine la o gripă sau nu, este de fapt un fenomen aleator. Este un fenomen stocastic care are loc la nivel molecular, care anume set de V-uri este alipit lângă care anume set de G-uri, fiind vorba de familii genice. Da? Și de aici, de fapt, derivă și provocările medicinii moleculare. Medicina viitorului presupune un fenomen de croitorie la nivel molecular. Presupune să preluăm aceste segmente, să le aranjăm în test tube și după aceea să pornim la investigarea fie a cancerului, fie a infecțiilor virale cu anticorpi produși exclusiv in vitro. E vorba în special de terapia oncologică. Precum bine știți cu toții, există și chiar aprobați o grămadă de anticorpi, poartă denumirea de anticorpi moleculari monoclonali, în sensul că ei au o singură specificitate, recunosc o singură parte, o singură identitate chimică dintr-un antigen. Și bineînțeles că acea identitate este aleasă și făcută în așa fel încât să fie pe suprafața celulelor canceroase. Astfel de anticorpi mobilizează celule de tipul celulelor NK sau Natural Killer Cells ca să distrugă, să distrugă tumora. O altă metodologie, o altă tehnologie nouă este să folosești acest anticorpi in vitro, deci totul este design in the test tube, da? Să-i folosești, să-i marchezi fie cu toxine, fie cu radioactiv, ceea ce facem și noi la IFIM sau încercăm să facem. În momentul de față dezvoltăm astfel de anticorpi pentru celulele leucemice dintr-un model murin, deci la șoricel. Și în încheiere vreau să spun că aici este de fapt și de drept esența așa numitei terapii personalizate. Ce înseamnă terapie personalizată? Presupune preluarea unei clone de celule canceroase de la pacient, învățarea prin somatic recombination a genotipului care dă cel mai bun răspuns imun și apoi introducerea celulelor imune deja educate spre a lupta împotriva cancerului. E vorba de medicina personalizată. Vă mulțumesc! Stârni curiozitatea, trebuie să recunosc. Aș vrea să vă întreb în ce stadiu se află cercetarea legată de, pe de o parte, medicina personalizată, iar pe de altă parte, acest proces de învățare al sistemului nostru imunitar pentru a lupta împotriva intrușilor. În momentul de față, în laboratorul nostru, stăpânim această forfecuță moleculară RAG, prin care încercăm să facem reacția in vitro și chiar avem un sistem prin care putem evidenția reacția live, deci la nivelul single molecule. Chiar aici în sală una din colegele mele lucrează pe acest sistem sau abia a început să lucreze pe acest sistem. Despre medicina personalizată vreau să spun, nu avem în momentul de față o infrastructură extrem, e vorba de o infrastructură extrem de bine organizată și ordonată pentru a putea face tranziția de la modelul animal, ceea ce noi facem, la modelul uman. Deci răspunsul nostru, poate în următorii 5-10 ani să încercăm să facem și noi tranziția în spital.